Bună și bine ați venit pe acest canal. M-am tot gândit și răzgândit dacă o să mai continui să fac vloguri sau nu, iar la insistențele surorii mele am spus să continui. Și acum o să fac o scurtă prezentare, niște informații scurte despre mine. Eu mă numesc Ligia, am 33 de ani, luna viitoare am să împlinesc. Locuiesc în Franța de aproximativ 13 ani. Sunt căsătorită din 2009 și am două fetițe. Pe cea mai mare o cheamă Julia și are aproape 10 ani, iar pe a doua o cheamă Lea și are 8 ani. Eu sunt născută în județul Satu Mare din România, iar acum că sunt căsătorită, am domiciliul în Baia Mare, însă locuim în Franța. Și nu știu ce să mai spun despre mine, nu sunt prea multe de spus. Cum am ajuns eu în Franța, am venit în anul 2008 să grijesc de niște copilași, am vrut să-mi fac niște bani, să-mi cumpăr o mașină, să încep facultatea, însă planurile nu au fost cum am așteptat. În 2008 am ajuns, iar în 2009 m-am căsătorit. Mi-am cunoscut soțul aici. El deja fiind de câțiva ani în Franța, am decis să ne facem viața împreună în această țară. Și cam atât, nu am ce să mai continui. Eu astăzi am să merg pentru că am ceva de lucru afară. Cum a venit primăvara, trebuie să mă ocup de grădinărit, să amenajez puțin terasa și probabil am să filmez ce fac eu astăzi. Și
cină am să pregătesc o salată de avocado cu batoane de crab, ton și maioneză. Este o rețetă care îmi place tare mult. Eu o fac de Crăciun și de Paști în loc de salata de băf. Nu mai fac și salată de băf, dar asta îmi place mai mult și se face foarte repede și este sățioasă. Am să vă spun ce folosesc. Am luat de la Lidl salate de crab sau surimi, 3 avocado, ton, maioneză de la Benedicta, sare, piper și zeama de la lămâie. Avem nevoie pentru avocado ca să nu se oxideze. Și la final pun mărar care l-am în congelator și încă nu l-am scos. Vreau să fie rece. Opla! Am să încep cu avocado. N-am făcut niciodată și nici nu vreau să încerc. Mi se pare mai gustoasă asta și mai puțin unsă. Deci, cam așa arată. E gata salata. Dă un gust foarte bun. Nu se adaugă pătrunjel nici de cum. Eu din greșeală odată am făcut pătrunjel și am stricat salata. Nu a avut, s-a schimbat complet gustul. Deci nu adăugați pătrunjel dacă vreți să faceți această salată. Este o salată franțuzească, eu aici am învățat-o. Și când am mâncat prima dată, am zis, wow, e bună și așa, acrișoară. De la lămâie, de la maioneză. Top. Și salata este gata. Mai am și...